Debut în forță pentru echipa de handbal feminin junioare 2 ACSM Târgu Jiu, sâmbătă 17 septembrie, în prima etapă a noului sezon din campionatul național rezervat juniorelor 2. Echipa pregătită de antrenorul Andrei Enache a obținut un scor bun, impunându-se cu 39-12. Astfel de performanțe ne dau încrederea că țara noastră are un viitor strălucit în sport. Oltenia a dat României foarte mulți sportivi care au dus numele țării noastre pe toate continentele. În acest weekend, echipa CSM Târgu Jiu a făcut un adevărat spectacol în fața unui public destul de numeros pentru un meci la acest nivel juvenil. Handbalistele pregătite de Andrei Enache au avut un start fulminant în noua ediție de campionat, reușind o serie de 18 goluri la rând, și tinerele din echipa adversă CSM Drobeta au dat dovadă de foarte multă ambiție, încercând să dea tot ce-i mai bun pe teren. Tinerele au continuat meciul bun atât ofensiv cât și defensiv. CSM Târgu Jiu s-a impus cu 39-12 la capătul unui meci în care dăruirea și profesionalismul au fost la mare înălțime. Însă pentru handbalistele antrenorului Andrei Enache, nu scorul contează. Mai important este faptul că au reușit să închege o echipă puternică, bine sudată, care joacă cu pasiune. Fetele dau tot ce-i mai bun pe teren, demonstrând că au toate calitățile unor sportive de succes. Andrei Enache, antrenorul echipei CSM Târgu Jiu, este un om implicat, care a reușit să transforme pasiunea tinerelor sportive în performanță. Acesta s-a declarat foarte mulțumit de evoluția echipei sale, de atitudinea fetelor pe teren și de aptitudinile pe care acestea le-au dezvoltat, specifice unor handbaliste de succes. Andrei Enache are convingerea că multe dintre jucătoarele sale pot face în viitorul apropiat pasul către echipa de senioare. Noi targetul nu a fost neapărat meciul de astăzi. Nu putem să vorbim foarte multe. Este primul meci, m-am bucurat în primul rând pentru atitudinea pe care au avut-o fetele. Am avut niște discuții cu ele și sunt foarte mulțumit ca antrenor pentru că au înțeles ceea ce le-am transmis. Nu vorbim despre scor sau despre rezultatul final, mă interesează foarte, foarte mult că pe toată durata partidei au fost 100%, au fost implicate, am avut agresivitate și asta înseamnă că suntem pe un drum bun. Am văzut că fetele au fost determinate, mobilizate. Ce așteptări aveți pe viitor la următoarele meci? Obiectivul nostru la Târgu Jiu a fost, este și va rămâne în permanență același. Ne interesează ca din echipa pe care dumneavoastră ați văzut-o astăzi să reușim în un timp cât mai scurt să promovăm din ele către echipa de senioare. Una dintre cele mai bune jucătoare din echipa CSM Târgu Jiu este chiar mehedințeanca noastră Diana Rogoveanu. Aceasta s-a transferat de curând, dorind să aibă o carieră de succes în handbal. Mă numesc Rogoveanu Diana Maria, practic acest sport de 9 ani. Pe ce post joci? Am jucat pe pivot, mai joc din când în când și pe centru și pe inter. Care este cel mai mare vis al tău? Să ajung o handbalistă bună. Cum ți s-a părut meciul de azi? Mi s-a părut unul bun, se putea și mai bine. Am pregătit mult pentru acest meci, cu un antrenament dur. Toate fetele din echipa CSM Târgu Jiu își doresc să facă performanță în domeniu și nu se opresc până nu vor fi în topul celor mai bune handbaliste. Acestea au ani de experiență în spate și continuă să muncească din greu pentru visul lor. Numele meu este Ciușmașa Olesea Maria și practic handbal de la vârsta de 10 ani. Care este cel mai mare vis al tău în ceea ce privește acest sport? Să devin cea mai bună handbalistă din lume. Meciul de azi, cum ți s-a părut?
A fost un meci bun, mi-a plăcut atitudinea fetelor, am jucat cu sufletul și cred că avem de câștigat dacă jucăm așa pe viitor, dar trebuie să jucăm din ce în ce mai bine. Mă numesc Irea Cristiana Maria și practic handbal de 9 ani. Pe ce post? Pe interstânga. Care este cel mai mare visul tău? Să ajung la un nivel mai înalt, să joc undeva mai sus. De la ce echipă ai venit? De la CSM Stadion. Pe ce post ai jucat azi? Inter, dreapta. Ce planuri ai pe viitor? Vreau să ajung la Naționala României. Mă numesc Bușelena Ștefania și practic handbal de aproape 2 ani. Pe ce post ai jucat? Extremă și rar inter, stâng. Care este cel mai mare vis al tău? Păi bineînțeles, ajung cât mai sus. Mă numesc Popescu Elena Beatriz și fac handbal de 6 ani. Care este cel mai mare vis al tău? Să ajung la echipa națională și să joc de la meci la meci din ce în ce mai bine. Mă numesc Iacra Luca Andrada și practic acest sport de 8 ani. Pe ce post ai jucat astăzi? Extremă stângă. Ce așteptări ai de la tine pe viitor? Îmi doresc să ajung la cel mai înalt nivel posibil pentru că știu că merit. Mă numesc Viru Maria Alexandra și practic acest sport de 6 ani jumate. Pe ce post ai jucat astăzi? Interstânga și centru. Ce așteptări ai de la tine pe viitor? Îmi doresc să ajung la cel mai înalt nivel, să mă depășesc pe mine însămi și să fiu mândră de mine. Elevele lui Andrei Enache au fost repartizate în seria F a campionatului național rezervat juniorelor 2. Din serie mai fac parte CSS Caracal, HCM Craiova, CSS Drobeta Turnu Severin și ACS Hercules Băile Herculane.